premiera, bună dimineața! Ciao, ragazzo! Ciao, ma no, ce fai? Da, ce faină ești, mă! No, dragă, ce faci? Mă no. Minci de mine, mă minunez, dragă, câtă italiană am reușit să învăț. Prins și repede, mă! Prind. Ai creierul tânăr, mă! Prind, da, că mic n-ai văzut ce-am prins. Da. Câteva întrebări pe care le veți auzi și la alte interviuri, foarte pe scurt. Ar fi fost bine să fii venit și tu cu noi, poate erai puțin mai darnic. Că domnul Google aici de față... Dar lasă, dragă, nu, noi nu facem emisiune aici să facem mișto de colegi. Câteva răspunsuri pe care le veți auzi și la alte televiziuni, că odată ce lansezi un single te cheamă oamenii, știi? Da. Am mai rămas două emisiuni de toate la care se poate întâmpla asta. De unde vine piesa? Cum s-a născut ea? Piesa a fost scrisă acum 3 ani de zile în studioul Accent Music. La Accent, da? Da. Dar asta ceva să te aștepte piesa? Păi a stat asta 3 ani de zile. Stătea într-un sertar, nu mai vine înainte zile. Să... Înaintea piesei mi-e bine. Da. Și am ținut-o 3 ani de zile, după 3 ani de zile am spus gata, este momentul să scot din sertar piesa asta care vorbește foarte mult despre mine. Da. Faptul că sunt ceea ce vreau eu să fiu, sunt o femeie puternică, de fapt noi femeile suntem puternice în general și putem să fim tot ceea ce vrem noi. O mamă bună, un călător bun. Mă rog, depinde dacă merg la... Un musafir bun, că mie îmi place să fiu musafir. Doamne, te cât dacă mă chemi, tot... A doua întrebare este, când faceți videoclipul și se alege frumușelul, tu tot timpul ai un frumușel în videoclip, îți aduce aminte? Chiar și în ăla domnul Bărbos? De stai pe pungile. Dar nu eu l-am ales, să știi. Nu, dar te întreabă cineva și pe tine. Sau te trezești acolo. Nu, păi mă întreabă, dar eu ce să fac acum? Păi bă, ce să faci? Cum ce să faci? Ce-am vorbit? Te mai cheamă pe lumea să... Bărbos, frumușel, cu nasul mare ca ăsta, pot fi eu. Deci poți să te la următorul videoclip. Ești mai bătrâior. Deci s-a notat, domnul Răzvan, notat acolo în carnetă. Dar chemați-mă-ți, mă! Are barba cam aranjat. Gata, la următorul clip se face casting. Nu, te rog, chemați-mă. Bun, și acum am pregătit câteva întrebări. Aoleo, ești cu lista? Le-am scris aici pe token. Ai putea să-l inviți și pe colegul tău prezent aici. Nu, lasă-l acolo să curețe cartofi. Nu avem un interviu simplu, iată ce mi-am scris aici pe tokenul de la bancă. Avem un interviu quiz, trivia. Deci sunt întrebări și răspunsuri. Cu cât răspunzi la mai multe, cu atât iei mai multe puncte. Prima întrebare. În câte feluri crezi, și să-mi dai și minim un exemplu, că poți fi fentată dacă îți dorești o poșetă într-un magazin din Italia? Aoleu, păi pot să spun din... Nu e pe stilul tău, deci nu e stilul tău dacă tu îți cumperi geanta asta, trebuie să achiziționezi și altă geacă și alții pantofi, deci nu e pe stilul tău, dar oricum toată lumea are geanta asta, de unde are mă toată lumea, că numai ce a apărut de o săptămână? Păi da, dar România ajung repede. Tu ești young, trebuie să fii fresh, tu nu-ți trebuie geanta asta, asta e, nu știu, e geanta mai... E de babă, nu? Așa e. Bravo, prima întrebare, iată, am și... Apăs aici pe 1 pentru că ai răspuns foarte bine. Întrebarea... De ce nu-l chem și pe el, că e aici prezent? Întrebarea 2. Stau foarte bine aici. Enumerați 1, 2 sau 3 feluri în care poți fenta cumpărarea unui cățel. Aici e temă grea. Păi eu nu știu. Oricum mi-a spus că dacă vin cu unul acasă, dorm pe peș cu el, deci n-am nicio șansă. Deci, nu cred că pot să-l fentez cu chestia asta. Hai să scriu aici dormitul pe preș. S-a mai trăit, s-a mai văzut, adică. Enumerați metode prin care dacă tu te joci cu copii, ți se spune că mai bine ne luăm câine. Dar nu mi se spune asta niciodată. Nu? Nu. Cum se mai fentează? Asta nu se spune niciodată. Am înțeles. Cum se mai fentează nescoaterea cardului când ești într-un loc public? S-a rupt cardul. Bine, ce drept, e și rupt, adică, nu, pe bune, chiar e rupt. Păi cardul. Da, de 10 ani e rupt. Adică. Da, e rupt. Sau... Răzvan, când îi vine... Aoleu, vezi, trebuia să rămâi mai mulți bani. Ia să-l sună pe prietenul cu Tărescu să ne pună... Băi, nu poate spune că se simte rău, e bolnav acasă în pat, dar lasă că vine iepurașul. Ce să le știu de iepurașul? Să-ți spun un secret. Când vine cardul nou, o dată la 2 ani sau la cât se schimbă, Răzvan așteaptă plicul cu farfeca în mână. Nu să taie... Nu să taie plicul, el deja își taie un pic cardul. Se cheamă crestătura lui Răzvan. Așa e la bancă. Anyway, ce ați văzut? Da, e darnic să știi, m-a plimbat, adică e... E darnic? Chiar este bărbatul ideal, are răbdare să stea după mine în magazin și dacă stau o oră într-un magazin și mă uit de 10 ori la aceeași perche de pantaloni, are răbdare. Deci e darnic cu timpul și cu kilometri. Măi, el
m-am plimbat, mi-a arătat foarte multe locuri. Eu deja nu-i mei, mai spun răzvan, îi spun domnul Google, știe foarte multe chestii, deci nu are nevoie de harte, știe absolut tot. Domnul Google, n-ai auzi. Hei, de mine și de mine. Mi-a arătat foarte multe locuri frumoase, am fost la Vatican. Dar stai, mă, tu piața de Papa ajută-mă, că tu știi el de mai mult cu chestia. Lasă, că lasă, că de-aia. Așa, la piața de Spania am fost. Din ție nu ți-e greu să pleci în weekend undeva? Dacă mi-e greu? Să faci plan din timp, da. Poate ești nu, tu pentru concert. Că el se ocupă mereu de absolut tot, adică el e. Nu, mă, tu n-ai treabă, că ăsta știu că e șomer în păi weekend. Am plecat cu treabă și l-am luat și pe el cu mine. Ia uzi! Ia uzi, o fi adevărat. Dar ce mai ai și cântat? Hai să nu discutăm, a fost foarte fain. Eu vreau să discutăm despre vacanță, despre ce am făcut-o. N-am simțit bine. Păi ce să vorbim, că am fost în o grămadă de vacanță cu Răzvan. Eu știu tot, nu mă interesează. Am vizitat foarte multe muzee. El mi-a arătat Coloseumul, Vaticanul și toate alea. Și după aceea am arătat eu. I-am dus eu pe la muzee, l-am dus pe la domnul Muzeu Gucci. Pe la domnul Fendi. La Muzeul Gucci? Na, ce fain. Bun, zi-mi, hai să revenim la ale noastre. Că treaba asta cu... Am înțeles, deci practic și am menținut toate apucăturile și asta cu care nu am înțeles. Zi-mi ce urmează, ce faci? Ce plan ai pentru la vară? Mai celebră, mai bogată. Deja următoarele piese, am pregătit următoarele două piese, sunt două piese la care țin foarte mult, două piese foarte speciale. În toamnă, uite că mă consult și cu Răzvan pentru că în ultima perioadă se implică foarte mult. Păi dacă voi vă jucați de-a dacă în toamnă să lansăm, da, e piesa lui preferată. Stai, mă, ăsta știe deja ce piesă urmează în toamnă? Păi normal că știi, știi absolut. De ce nu știu? Păi dacă nu ne-ai invitat niciodată la tine, de când te tobat la cap? Să veniți, mă, să aud piesele pe un an înainte, vreau să aud toate piesele. Uite, spun să le asculti acum. Zi-mi, una mai mișcată ai sau numai lălăiel din astea? Că... Am deja pregătit una pentru vară mai mișcată. Așa? Da, și după aceea, după care urmează din nou una lentă, dar e o piesă de maturitate, o să fie de best. Aia o să-ți placă cel mai mult și ție. Nu, mai că plânge lumea în taxiuri, lasă-ne. Păi nu e de plâns. Nu e de plâns, tocmai. No, bun. E de supă caldă. Noi tot așteptăm să ne dai invitație, da. Următorul city break, unde ai vrea să fie? Ce țară ai văzut, dar n-ai văzut-o cu Sfântul Google? Păi acum când am fost acum 3 săptămâni, au trecut, dacă am 3 săptămâni am fost plecată în Spania la sora mea, o săptămână de zile am stat. Deci Spania ai văzut-o, da. Italia s-a văzut. În așa, Franța nu-i de mers. Prin Grecia am fost, dar n-am vizitat foarte mult. Așa? Bine, am mai fost eu când eram mai micuță pe post de bonă la nepoțică. Bruj, mă! 4 luni de zile. Bruj! Că n-ai ce face, mergeți pe străzi și trebuie să vorbiți între ei, nici net n-au. Hai de mine, la Bruj. Te duce Răzvan să mănânci niște scoici la Bruj, știe toate scoicile din lume. Mulțumim, Lidia, că ai venit pe mulțumesc la noi. E bine să ai obiective mult în viață, iată. Da. Se iau carnețelul. Cel mai greu interviu mereu la Neața. Întotdeauna. Luăm scurtă pauză. După pauză ne vedem în bucătărie unde se întâmplă lucruri. Ce faci, mă, cu un chipiu acolo? Aia pauză! După pauză mâncăm, bem și povestim, vă rog, ne vedem imediat.